dragii mei, și bine ați revenit aici pe canalul meu la un nou filmuleț sau episod de vlog. Am zis să intru repede să fac aici introducerea, pentru că sunt într-o extra mega mare criză de timp și să fac mai multe lucruri în același timp. Ianis este la grădiniță și după ce îl iau de la grădiniță, vreau să mergem până la Carrefour să cumpărăm niște chestiuțe, așa, după care cred că o să ieșim foarte puțin pe afară. Ziceam să mai dau și pe la Lidl, dar nu am ceva de cumpărat de la Lidl. Își dorește Sorin de acolo niște foietaje din alea. Ianis la fel vrea niște chestii așa, tot din foietaj de acolo. Și cam asta vreau să vă arăt. Vreau să vă arăt ce o să cumpăr din Carrefour și să încep un nou episod de vlog. Am avut așa câteva zile de pauză și să știți că mi-a prins super bine treaba asta, pentru că deja devenisem obsedată de telefon să filmez la modul ăsta. Ba chiar îmi zicea Sorin, Doamne, data toată ziua asta e cu telefonul în mână. La un moment dat, pentru că am filmat 2 săptămâni la rând, în fiecare zi, mă durea capul extraordinar de rău. Deci nu-mi reveneam, nici măcar nu mai puteam să dorm. Visam în continuu telefon, visam filmat, vorbeam în somn. Atât de mult mă afectase că începusem să filmez zilnic. Am decis să filmez și acum, dar măcar o zi da și una nu, pentru că și în momentul de față mă doare capul când stau foarte mult în fața telefonului, în fața laptopului, pentru că eu când am timp liber mai mult editez pe laptop, când nu am timp liber editez pe telefon, că mi-e mai ușor. Și de asta am zis să iau, cred că am stat 4 zile fără să filmez, da, 4 zile. Deși nu am făcut exces de telefon, încă mă doare capul, v-am zis, dar vreau să cred că o să-mi treacă. Mă tot trezesc cu durerea asta de cap și nu știu cât e de bine sau nu, dar oricum, cât nu am filmat și nu am stat atât de mult pe telefon, tind să cred că mi-a mai revenit așa puțin. Mă mai doare, dar nu atât de rău. Între timp, ce să vă spun, mi-am făcut și eu TikTok. Nu știu dacă e bine să vă spun sau nu aici, dar de ce să nu o fac? Să știți că nu mi-am făcut că aș vrea să fac ceva anume pe TikTok. Mi-am făcut pentru că mi-ați cerut voi. Ba chiar pe Instagram am făcut un sondaj și am întrebat dacă sunt ultimul om fără TikTok. Iar acolo a fost 50-50, și că da și că nu. Și am zis să-mi fac și eu. Anca Mihaela, mă găsiți și acolo pe TikTok, dacă vreți să-mi dați acolo urmărire. Să știți că nu mă pricep, deci nu știu ce să fac mare lucru. Am câteva videoclipuri, dar nu știu mare lucru ce trebuie să fac acolo. Adică, sincer să fiu, nici nu am stat să îi dau de cap, am zis, dacă nu am mai stat pe telefon atât de mult. Cu timpul o să învăț eu și acolo cum stă treaba, de ce să nu postăm dacă ni se cere. Și cam atât, cam asta voiam să vă anunț. Bineînțeles că nu mă las de YouTube pentru TikTok sub nicio formă. Acolo mai pun secvențe din vloguri, nu știu, pagina mea de YouTube, adică să îmi vină și de acolo cumva urmăritor, dar tot pentru YouTube. Aștept să-mi intre treaba asta în piele. Adică este un ulei, mai exact. O dischetă de variantă cu ulei. Și să fac repede treaba asta, este deja 10:30, după care merg să-l iau pe Ianis de la grădiniță, mergem la Carrefour, v-am zis, n-am multe chestii de luat, o să iau așa câteva chestii pentru ei, că de asta merg. Nu mai am nici capsule pentru cafea, dar nu-mi iau de acolo, pentru că la Carrefour sunt exagerat de scumpe și o să merg la Kaufland să-mi iau. De data aceasta o să-mi iau din acelea marca Kaufland, îmi plac și alea, varianta aia, cafea cu lapte, mi se pare super, super bună și vedem ce mai facem, că
V-am zis, n-am mai filmat și era și timpul să încep un episod de vlog. Și dacă nu fac introducerea exact așa cum îmi place mie, după aceea nu mai am motivația necesară să filmez pe parcursul zilei. Eu nu pot să, v-am zis, nu pot să încep un episod de vlog fără să am prima dată introducerea făcută și să știu că este făcută, pentru că nu sunt motivată cum ar trebui. Și voiam să vă mai mulțumesc tuturor celor care mi-ați apreciat munca atunci când am filmat zilnic și am postat zilnic. Este minunat să primesc astfel de mesaje atât pe Facebook cât și pe Instagram și chiar aici pe YouTube, să mulțumiți pentru munca pe care am depus-o, pentru că aceste filmulețe le fac atât pentru mine cât și pentru voi, să aveți la ce să vă uitați. Apreciez de fiecare dată când îmi dați mesaje și îmi cereți să postez mai des, mai rar, ce să vorbesc, ce nu, pentru că da, odată ce mă expun aici, automat vă ascult sugestiile și recomandările, pentru că dacă aș pune ceva care nu v-ar plăcea, clar nu v-ați uita și atunci aș pune degeaba. Și de asta vreau să vă mulțumesc tuturor celor care vă implicați să îmi lăsați mesaje. Este uimitor cât de bun sunteți unii dintre voi și vă mulțumesc încă o dată pentru treaba asta. Vă las, merg să-mi pun ceva pe față, pentru că am făcut tot ce trebuia. Să-mi pun niște fond de ten sau niște pudră, să văd ce dispoziție am până ajung la sertarul cu machiaje. Și ne auzim puțin mai târziu. Vă pup! Să vă arăt ce am cumpărat. Vi le arăt aici pentru că acasă nu mai am timp. Am luat un iaurt așa în stil grecesc. De fapt am luat două. Zuzu divin. Banane. Pe 3 banane am dat 6,67 lei. Din nou banane 7,93 lei. 4 iaurțele Danonino cu brânzică. Alte 4 iaurțele. Aici am luat o brânză topită, așa, triunghiuri cu cașcaval. Vi le arăt repede că sunt puține. Aici am luat un castravete Fabio, este destul de mare, pe care am dat 5,77 lei. Pentru sandvișuri, pentru Ianis la grădini, am luat așa un martinel mortadela fragedă din carne de porc. Eu am citit pe etichetă, nu mi se pare wow, dar n-am găsit altceva mai bun. Pentru Ianis aici Paula, pudincă Paula cu gust de ciocolată. Și-a luat el Huba Buba, o mai și înghite, o mai și aruncă. Așa a descoperit că îi place, sincer mi se par foarte mari aceste gume. Și-a luat Sorin aici suc, eu nu mai beau suc, din ăsta zero zahăr, grapefruit roz. Și aici am luat un bidon de apă pentru copii, aquatic. Cam astea au fost cumpărăturile. Am dat 88 de lei pe ce vedeți aici. A, și-a mai luat Ianis o acadea din aia cu fluier pe care o are la el. Gata. Mergem la Kaufland pentru că vreau să-mi iau capsule de cafea. Ne auzim după aceea. Ianis, ce mă care mă avi. Ce mic și e frumos. Cine mic și e frumos și e cu minte și merge la grădiniță? Cine, Ianis? Uh-huh. Bravo, mami meu! Mai e supărat? Bine, mami! Vezi, e bine că nu mai plouă! Ce mănânci? E bun? Da, ai mai desenat astăzi la grădi? Uh-huh. Ține-l cu mânuța și nu te mai prosti, o să ți-l iau. Ce ai desenat?
Cum nu știi ce ai desenat? Foaia. Cum? Foaia. Foaia? Ce ai desenat pe foaie? O foaie. Ce ai desenat pe foaie? O foaie. Ai desenat pe foaie o foaie? Da. Da, mami. O foaie. O floare? Da. Am înțeles, mami meu iubit. Nu mi-am dat seama, mami, ce mi-ai spus. Ai desenat o floare și cu ce culoare ai făcut-o, mami? Verde. Cu verde? Da. Și cu ce culoare ai mai făcut? Nimic. Cu nimic? Ai făcut-o verde pe toată? Hai, vină la mami. Gaurica! Hai la mami, hai. Ce frumos ești. Ești și cu minte? Da, cu minte. Ai fost cu minte? Ai mai plâns? Nu. A, n-ai plâns deloc? Și ai cântat și la mulți ani? Da. Și ai și aplaudat? Da. Uite, pui în față. Ești un cățeluș, da? Ce copil cu minte. Uite aici, în iarbă, în dreapta. L-ai văzut? Asta? Da, mami, ia uite-l. Ia uite-l. Ia uite, mami, cât sunt în față. Ia uite, mami, ce de pui. Ia uite. Acum, după ce l-am luat pe Enis de la grădiniță, am trecut pe la un magazin de plastice și mi-am luat așa două, trei chestii și am zis să vi le arăt și vouă. Mi-am luat coada de mătură și bineînțeles și cap de mătură. L-am luat pentru că am luat-o, că știți că eu nu am mătură, că nu folosesc, pentru că durează, mai durează încă o săptămână până îmi ajunge furtunul de la aspirator și am nevoie, bineînțeles, să mătur și să fac curat. Mătura e utilă că mi-intră și pe sub dressing și pe sub blatul de la bucătărie. Așa. Și da, am luat-o. Avem și bonul. Am dat 9,50 lei pe capăt și 3 lei, cred, pe treaba asta. Deci da, am o mătură MOV acum. Am mai luat o cutiuță din asta, caserolă, pentru pachetele lui Anis. Știți că el are din aceea compartimentată, dar lui nu-i convine când îi tai sandvișul. Și am ales să iau pasta în ziua în care îi dau sandviș, să-i pun sandvișul în toată cutiuța. Și mi s-a părut interesant asta. Era una dintre cele mai drăguțe de acolo. Pe asta am dat 3,50 lei, are aici prețul. Așa. Și dacă tot am intrat acolo, mi-au plăcut și aceste castronașe de plastic. Eu când le mai dau să mănânce, le dau castronele de plastic, când le dau să mănânce așa, pufulei și chestii, pentru că dacă îl varsă sau dau cu el sau ceva, sunt sigură că nu îl sparg și nu se rănesc. Și am ales să mai iau încă două, pentru că eram cam în criză de castronele din astea. 2,20 lei, unul, 2,20 lei celălalt și le-am luat la fel, bineînțeles, ca să nu se certe și pe treaba asta. Deci mi-au plăcut maxim la culoare. Le-am luat chiar pe ultimele două. Dacă mai aveau, mai luam două ca să am de rezervă. Dar au zis că mai aduc și o să mai trec să mai iau. Cam asta am luat de acolo, cred. Da, asta am luat de acolo. Am dat 26 de lei pe chestiuțele astea. Am mai trecut pe la o patiserie, brutărie și am luat niște chestii pentru Ianis. El a vrut niște cornulețe cu ciocolată. Nu-i plac, deci nu am mâncat, a gustat dintr-un și nu i-a plăcut. Am luat o pâine. Este destul de bună, dar eu nu mai mănânc momentan. Și cred că cam atât. Dar am zis totuși să vi le arăt și vouă. Și aici este ghiozdănelul lui Ianis de la grădiniță. El știți că are această caserolă compartimentată. Vedeți, despre asta vorbeam. Nu-i place să-i tai sandvișul așa. Se și vede că nu a mâncat. Așa, are aici sticluța cu apă. Pe Oli, bineînțeles, pe care trebuie să-l spăl, că mi se pare de o culoare ieșită din comun. A primit cornul și laptele și a mai fost ziua cuiva de la grădiniță. Și a primit un teddy, așa cu pai.
peste albeacă îi place și o măgura, dar măgura lui nu-i place. Așa. Și cam atât. Aici mai are cornul și laptele. Cam atât. Cam asta mi-a părut că a fost cineva un episod de vlog. Cam asta am avut să vă arăt, cam asta am filmat, cam asta am reușit să filmez. Este tot ce am putut așa să filmez, tot ce mi-a venit în cap. Vă las pentru că trebuie să le dau să mănânce, că este prânzul, este soacra mea cu ei în casă și la 1 trebuie să mâncăm. Este ora 12 și 10 minute, m-am încadrat la fix cu toate. Deși astăzi l-am dus cam târziu pe Anis la grădiniță și l-am luat cam devreme, recunosc. Dar da, așa s-a nimerit. Vedem de mâine. Da. Vă las, nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă vă place de mine și ceea ce fac eu aici, ceea ce vă arăt, ceea ce vă spun. Nu uitați să-mi dați un like, să-mi distribuiți clipul dacă doriți, să-mi lăsați și un comentariu. N-am reușit să beau cafeaua nici măcar acum. Dar v-am zis, merg să mă apuc să strâng ce este aici, nu merg, mă apuc să strâng ce este aici, să dau copilașilor să mănânce, nu știu dacă o să-l mai bag pe Anis la somn, dar vedem, și mă apuc de treabă, pentru că ce credeți, mai târziu vreau să încep un alt episod de vlog. Vă pup și vă mulțumesc încă o dată că ați rămas alături de mine până la final. Până data viitoare, să ne vedem cu bine, sănătoși și voioși, aveți grijă de voi și nu uitați să vă abonați la canalul meu, pentru că am mare, mare nevoie de voi. Vă mulțumesc încă o dată!